mea prietenă care în fiecare zi mă întreb ce fac de arăt așa. Vreau să-ți spun că tu știi foarte bine că nu am făcut nicio intervenție estetică, nu am făcut nicio operație la față, dar vreau să-ți spun că am aici secretul, care este Michel. Mulțumesc! Michel, te rog să spui ce am făcut noi astăzi și vreau să fii foarte atentă pentru că în curând, așa cum am spus și pe pagina mea de Facebook, o să avem surprize extraordinare. Bună, Mihaela, și îți mulțumesc foarte mult pentru această zi minunată pe care mi-ai dedicat-o, pentru posibilitatea pe care mi-ai dat-o de a contribui și mai mult la frumusețea ta. Ai făcut o referire foarte importantă, spunând că nu ai apelat niciodată la intervenții chirurgicale și chiar te felicit pentru lucrul acesta, pentru că frumusețea în ziua de astăzi poate fi obținută și prin intermediul tratamentelor de avangardă. Estetica profesională în ziua de astăzi a avansat la un nivel extraordinar. Principii active inovative, principii active care au capacitatea de a stimula, ca să zic așa, epidermida noastră pentru a produce nou colagen, pentru a se regenera, ne pot fi un ajutor foarte important. Astăzi noi tratamentele pe care le-am făcut și dăm decât un mic secret, da? Pentru că vor trebui să ne descopere, au fost tratamentul cu celule staminale, tratamentul facial pentru cu celule staminale, iar tratamentul de corp a fost un tratament, se cheamă Isalini, e un tratament care folosește, ca să zic așa, ca principii active, sarea de la Marea Moartă și sarea de Himalaya, dar printre altele, acest tratament, cum ți-am și explicat, conține mai mult de 145 de principii bioactive, cu proprietăți drenante, detoxifiante, lipolitice, care ne ajută să ardem grăsimile în exces. Și cred că ar trebui să ne oprim aici, să le facem pe fete curioase, nu? Tu ce da, spui? Mihaela, vreau să mai povestim, chiar te rog. Uite, prietena mea care este foarte curioasă ce am făcut noi acolo în sala de tratament. O să-i arătăm câteva produse care sunt extraordinare, deja eu le folosesc. Și o să-ți prezentăm, dar o să vă prezentăm și vouă, dragele mele, care sunteți cu ochii pe noi. Și vreau să spun, Mihaela, draga mea, că peste puțin timp o să-ți fac o vizită care va fi cu folos. Nu va fi una simplă. Știi foarte bine că tu deja mi-ai pregătit acolo o întâlnire pentru a face un curs de specializare pentru a folosi aceste minunate produse. Dar nu spunem acum prea multe. Da. Vă pupăm. Cu drag. Cu drag.